Faptele de cruzime împotriva animalelor continuă. Astfel, în weekendul recent încheiat, cadrele Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost sesizate despre faptul că un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Brad a lovit și înțepat cu o furcă un câine pe care îl deține în gospodărie. În această cauză, polițiștii au luat măsuri de protejare a animalului și au deschis și un dosar penal. Dată fiind de starea de pericol în care se afla animalul, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis un ordin de plasare în adăpost. Animalul a fost alocat unei asociații specializate, de asemenea a fost transportat la o clinică pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, iar față de proprietarul animalului, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rănirea sau schingiuirea animalelor, cercetările continuând în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs această infracțiune. Proprietarul animalului, cunoscut cu probleme psihiatrice, a fost internat într-un spital de neuropsihiatrie. Dacă se va constata că bărbatul din Brad avea discernământ în momentul comiterii faptei, acesta riscă o amendă între 1.000 și 3.000 de lei sau chiar o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 3 luni și un an.